70 de persoane, dintre care 12 copii, au fost evacuate marseară dintr-un bloc din Timișoara după o dezinsecție la cofetăria de la parter. Locatarii blocului au sunat la 112 imediat după ce au simțit mirosul suspect. Potrivit celor de la ISU, s-a decis evacuarea întregii scări până la finalizarea măsurătorilor echipajului apărării chimice, biologice, radiologice și nucleare. Aparatura acestora a înregistrat depășirea ale unui insecticid, CY10. Sunt imagini surprinse în timpul intervenției de anul trecut într-un bloc din Timișoara, în care s-a realizat o dezinsecție cu o substanță extrem de periculoasă. În urma acțiunii, atunci 3 persoane și-au pierdut viața. Seara trecută, oamenii au retrăit momentele de groază. S-a făcut o deratizare la și mirosea prea tare și nu puteam să mai stăm în apartament. Cu ce au deratizat ei? Toxic, da, ceva, uite. Era un miros foarte pregnant în apartament, având copii mici, două fetițe, am considerat că e de bun augur să avertizez autoritățile, să vedem ce putem să facem în direcția asta. Ulterior, am contactat și alți vecini și se pare că problema a persistat și la etajele superioare. Eu, stând la etajul 5, am avut informația că și la etajul 7, 8, 9 e aceeași problemă. Ulterior, autoritățile au anunțat că s-au detectat substanțe periculoase în spațiul comercial unde s-a efectuat dezinsecția. A fost efectuată o activitate de deratizare într-un spațiu comercial aflat la baza blocului. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, printre care o ambulanță, două auto speciale de transport, personal și victime multiple, un echipaj CBRN, o auto specială de stingere, și un echipaj SAR, de asemenea, sunt la fața locului colegii de la poliție și jandarmi. Oamenii au povestit că au simțit un miros înțepător chiar și la etajul 8 al scării de bloc, deși dezinsecția s-a făcut la parter. În afară de salvatori, la fața locului s-au deplasat și viceprimarul localității, dar și subprefectul Timișului. Autoritățile au dispus mutarea tuturor locatarilor din scară într-un hotel. Cei de la inspectoratul pentru situații de urgență nu vor pleca până nu vor curăța acest spațiu de la parter și după ce vor curăța spațiu, se vor mai face niște verificări, inclusiv pe casa scrilor până sus la etajul 10, să vedem dacă mai persistă mirosul. Este vorba doar de un miros, dar nu vrem să riscăm absolut nimic. Și atunci rugămintea mea este să înțelegeți, e un deranj, să vă luați niște lucruri, vă vom spune la ce hotel va trebui să vă deplasați și probabil că dimineața vă puteți întoarce înapoi. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a dispus trimiterea Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Timiș pentru a încheta cazul. În noiembrie 2019, la Timișoara, 3 persoane au murit, iar alte 10 au ajuns la spital după ce în blocul în care locuiau au fost făcute acțiuni similare de dezinsecție și de deratizare.